Avem o mentalitate de acum și aici. Avem o mentalitate de totdeauna când citim psalmul 23 la ortodox și psalmul 22 pentru cei care aveți traducerile ortodoxe acasă. Să nu mai vă gândiți niciodată la casa Domnului ca la biserică. Acolo. Acolo să citiți cuvântul veșnicie și acolo să citiți cuvântul casa lui Dumnezeu. Mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu să fiți și aleluia. Haideți să vă povestesc tot o poveste cu români. Dacă n-aș fi în țara asta, n-aș avea ilustrații. Ce trist și să fiu, de exemplu, cetățean Mozambicului. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a născut nici în Canada, nici în Statele Unite. Unii nu sunt nici măcar știri. Dar noi, la români, viața noastră e o știre. Deci, caz întâmplat, Doamne ajută-mă să nu dau numele. Nire și nireasă. Fericiți, lună de miere. Italia. Problemă mare. Sezon. Sezon. Domnule, nu au găsit un hotel, o cameră. Dar și-au adus aminte că un alt frate are pe soră sau la un hotel în, Italia, acolo undeva pe marul mării, în sfârșit, și a spus, nu ne poți rezolva. Și-au zis, hai, că facem tot ce e posibil și le dau vestea bună. Gata, zice, v-am rezervat ceva extraordinar. Atât s-au putut. Au plecat ăștia plin de vise, plin de bucurie acolo. Când s-au dus, închipuiți-vă o cameră de vreo 2 metri pe metru și jumătate. Au intrat înăuntru. Un pat fără chiuvetă și un dulap. S-au rașezat pe pat, s-au dus și s-au spălat în capul de coridor, era o acolo, care luau care făceau curat în, în hotel, luau o apă cu găleată. O stat toată noaptea acolo în camera aia, după care dimineața s-a dus și a sunat pe sora noastră și a zis, foarte rău o zice, n-ai măcar o cameră cu baie. Și-a speriat asta, cum adică să nu fie cameră cu baie? Păi zice, zic ei, ne-am băgat înăuntru, a fost acolo, zice, o canapea și dulap. Ce nu era dulap, mă, era ușă, mă. Gândiți-vă când a spus-o, eu a o plânsul. Deci erau uși vechi italiene, știți, mari, frumoase, scultate. Eu crezut că e dulap, nu l-au deschis. Bă, românul, nu deschid niciodată. Dacă ajungi în Arnia. Te trezești dintr-o dată cu vrăjitoarea după tine. Nu, 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 lasă-l ăla, nu deschide dulapul. Nu deschide dulapul. Știți ce le-a făcut? Deci baie, petale de trandafir pe jos, asta plângea. Eu frigider plin, tot ce-o trebuit. Și eu stat în hol. <laughs> și eu petrecut luna de miere în hol. Sunt mândru că sunt român. Oameni buni, asta e filozofia noastră de viață. Dumnezeu ne-a oferit cerul și noi locuim în coridor. Aici, în casa Domnului, până la sfârșitul zilor vieții mele. Mai cu ungere, mai cu o cântare, mai cu o bucurie, mai se botează cu mea și voi locui în casa Domnului aici. Când Dumnezeu a zis, cerui casa voastră. <fie> nu v-am făcut ca să fiți trecători, ci veșnici. V-am pregătit raiul. Ieșiți din debarale. Ieșiți de pe coridoare.